Vă salut! Am înaintat un pic cu soba. Ne pregătim pentru răsaduri din timp, să nu ne mai aglomereze lucru când o fi timpul. Și am reinventat din nou soba rachetă cu ce am avut, cu ce am găsit prin curte. N-am cumpărat nimic nou, dar mai trebuie să mai cumpărăm și câte ceva nou. Am băgat în ea ce am mărunțișuri. Sorry. Aici la capac, în interior, este o țeapă mare de 20. Nu ia să fum. Așa. Că acum ce am aprins. Capacul nu-i prins, e numai atât, nu iasă nici pic de fum. Și o să vă spun de ce nu iasă, imediat. Aici este coșul de fum, burlanul, ce merge până aici, deasupra lui va veni un pat. Da. Cam asta este munca noastră și haide să vă spun și de ce nu iasă chiar așa. Aici ar putea să iasă fum. Posibil să iasă aici fum, că mai iasă la lume. Da. Era vorba aici. Uite, flacăra e până aici. Și are 1,20 m. 1,20 m flacăra înălțime. Și aici ai baiul că avem afară un ventilator. El trebuie pus pe verticală. Noi l-am pus pe orizontală. Ia să vedem ce e aici. Acolo în curte. Și acum am aprins. De obicei mai mult abur e așa. Dar unde e fum e și unde e foc e și fum. La soba rachetă normal de ce să nu iasă fum, că arde complet. Nu l-a dat-o lumea. A trebuit să mai acopăr pe aici un pic câte puțin. Pe unde mai scoate fum să nu scoate aceea aproape. Și cam asta e. Ventilatorul nostru trage. Normal era partea de sus, jos, dar nu mi-a intrat pe cot acolo. Și am schimbat. Ce vreau să spun este că când vă uitați la pe canalul meu, o să vedeți ce n-ați văzut. Asta e. În curte la om vezi ce n-ai văzut în viața ta. Te închini, îți faci cruce, îți faci ce vrei tu să faci. Bun. Cam la asta am lucrat noi. Aici are o ușiță mică care dacă o închidem va trage mai încet. Dacă o deschidem, deci această ușiță face să tragă mai bine. Și am schimbat, am pus să iasă fumul în lateral,
prima oară am pus hornul chiar acolo unde este ligheanul. Acum am schimbat. Pe ce am găleat asta? Înăuntru. Pe ziua de astăzi am terminat. Aici va trebui să mai pun încă un rând de cărămidă, deoarece cărămida am pus-o pe cant și era și cărămidă folosită și refolosită și mi-a crăpat. Era și normal. Nu de asta ne plângem noi. Am băgat lemnele așa, de un metru. Deci jumătate de metru. Am făcut o probă și cam atât. Urmează să facem patul. Facem ordine aici un pic, ducem toate astea afară, facem patul și să rămână așa până când vom începe să semănăm. A trebuit să mai pun încă un rând de cărămidă pe lângă ea să protejeze. Chiar dacă o să crape cea de interior, măcar mai protejează cea din exterior. De scos fum nu scoate, dar se aprinde un pic mai sus. Se aprinde și un pic mai sus, dar trage, se duce în jos. Mai repede se aprinde când ținem tăblița deasupra, că oprește aer. Aici avem la cenușar. Da, i-am pus să nu tragă tare. Cam atât. Vă salutăm și vă spunem numai bine.